Noul salariu minim va intra în vigoare cel mai probabil de la 1 ianuarie 2019. Declarația aparține ministrului muncii Marius Budăi, care a adăugat că vineri va fi aprobat în guvern cuantumul salariului minim. Salariul minim pe economie. Vom mai avea astăzi o discuție și pe parcursul vizitei la Bruxelles, unde preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene, și va fi dezbătut și aprobat vineri în ședința de guvern și atunci vom avea forma finală. Ce pot eu să anticipez? Cred că va intra în vigoare de la 1 ianuarie, a afirmat Ministrul Muncii. Marius Budăi a dat asigurări și că programul privind majorările salariale prevăzute în legea salarizării pentru anul viitor va fi respectat. Pe de altă parte, întrebat despre declarațiile care au apărut recent în spațiul public referitor la faptul că există riscul ca statul să nu mai poată asigura plata pensiilor, ministrul a afirmat că nu sunt niciun fel de probleme în această privință.